După inundații, hunedorenii din zonele afectate de viituri sunt expuși unui nou risc, cel al transmiterii bolilor prin ciupiturile țânțarilor, virusul West Nile fiind tot mai întâlnit. Situația poate deveni gravă pentru că 90% dintre cei infectați nu prezintă simptome. Direcția de Sănătate Publică a dispus deja aplicarea unor măsuri preventive în zonele inundate, devenite din cauza căldurii și a umidității excesive un adevărat rai pentru coloniile de țânțari. Colegii care sunt la compartimentul de control în sănătate publică acționează împreună cu echipele formate sub conducerea instituției prefectului pentru a evalua zonele inundate și de asemenea colegii de la compartimentul de epidemiologie a trimis tuturor medicilor de familie cum trebuie să supravegheze sănătatea populației din zonele inundate. Totdeauna zonele în care umiditatea se menține crescută poate să fie zona în care se dezvoltă foarte rapid populațiile de țânțari. Și da, țânțarii pot să fie vector pentru foarte multe boli, din care una este encefalita dată de virusul West Nile. Și pentru că prevenția este mama sănătății, reprezentanții DSP Hunedoara vin și cu o serie de recomandări pentru populație. Trebuie să încercăm să lăsăm ca țânțarii să ajungă în cameră, deci tot ce înseamnă uși, ferestre, să aibă acele plase de protecție împotriva a ceea ce înseamnă insecte. Dacă se observă apariția țânțarilor, să existe acele spray-uri cu substanțe repelente specifice pentru țânțari, iar în momentul în care avem umiditate crescută în grădină, să încercăm să facem tot ce este posibil pentru asanarea acestora și din nou să utilizăm aceste substanțe repelente. Trebuie să purtăm, chiar dacă este soare, îmbrăcăminte care să ne acopere atât picioarele cât și mâinile de materiale naturale, subțiri și de preferință de culoare deschisă. Una din 150 de persoane infectate cu virusul West Nile dezvoltă simptome severe de boală, iar riscul de îmbolnăvire și deces este mai mare pentru persoanele de peste 50 de ani sau cu deficiențe imune.